Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM, desigur, doar aici, pe Kiss TV. Avem multe motive să fim mândri că suntem români, iar printre ele, de Ziua Națională a României, vă prezentăm o ediție specială by Kiss FM, în care trecem în revistă bijuteriile cinematografice românești, premiate la nivel internațional și apreciate de mari critici de film din întreaga lume. Următoarele lungmetraje regizate de celebri regizori români au triumfat pe ecranele internaționale. Așadar, cu ocazia zilei de 1 decembrie, în prag de sărbătoare, vă invităm într-o călătorie cinematografică ce explorează capodoperele care nu numai că au captat inimile, ci și au reprezentat cu mândrie spiritul, cultura și finețea povestirii României în întreaga lume. Lumea cinematografiei românești moderne este în plină expansiune și explorează narațiuni captivante, spectacolele excepționale și strălucirea artistică a actorilor români care le-au adus premii prestigioase pe scena mondială. Iată care sunt unele dintre cele mai bune creații care au consolidat locul României în lumea cinematografiei. Eu când vreau să fluier, fluier. Eu când vreau să fluier, fluier arată povestea unui tânăr român. Este vorba despre George Piștereanu, care este condamnat pentru furt la o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani. Iar, cu câteva zile înainte de eliberare, află că mama sa și-a găsit de lucru în Italia și intenționează să plece, dar îl ia cu ea și pe fratele său mai mic. El plănuiește să preîntâmpine acest lucru și, în timpul pregătirilor, face cunoștință cu tânăra asistentă socială și studentă la sociologie. Este vorba despre Ana, interpretată aici de Ada Condescu, pe care el decide, intempestiv, să o răpească. Filmul românesc a fost catalogat drept dramă cinematografică din anul 2010 și a fost nominalizat pentru premiul Ursul de Aur de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și a primit marele premiu al juriului. Ursul de argint, dar și premiul de la Galele Gopo pentru cel mai bun film. Mai departe în Cinemap ne întâlnim cu Bacalaureat, un film de-a lui Cristian Mungiu din 2016. Bacalaureat sau Fotografii de familie este un film românesc din 2016, scris și regizat de Cristian Mungiu, care se diferențiază de filmele românești de duzină și este disponibil pe rețeaua de streaming Netflix. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Vlad Ivanov, Maria Drăguș și Adrian Titieni. Lungmetrajul a luat premiul pentru regie în anul 2016 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, iar la Palik tot premiul pentru regie. În Chicago a obținut Silver Plaque pentru scenariu, iar Silver Hugo pentru cel mai bun actor. Filmul românesc îl prezintă pe un doctor dintr-un orășel provincial care trebuie să hotărască care este cea mai bună cale de urmat pentru copilul său în contextul societății românești de astăzi. Ne întâlnim în Cinemap și cu Aferin. Schimbăm genul și ajungem la un film dramatic, istoric, o coproducție româno-bulgaro-franco-cehă din 2015, regizată de Radu Jude cu Teodor Corban, Mihai Comănoiu și Cuzin Toma în rolurile principale. Acțiunea filmului se petrece în țara românească, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, având caracteristicile unui road movie și folosind unele elemente ale westernului clasic. Pune în scenă un zapciu și pe fiul său. Aceștia îl caută pe un rob țigan fugit. Îl găsesc și îl duc înapoi la stăpânul său, care îl pedepsește cu cruzime. Filmul a fost premiat la Festivalul de Film de la Berlin cu Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor și la Galele Gopo din 2016, în cele mai multe categorii. A fost recunoscut în special pentru că abordează chestiunea sclaviei romilor și atrage atenția asupra unor probleme sociale și mentalități cu care societatea românească se confruntă în continuare. Vorbim în Cinemap și despre După dealuri, un alt film de-a lui Cristian Mungiu din 2012 de această dată. Primul regizor român nominalizat la premiile Oscar a fost Cristian Mungiu în 2013, când lungmetrajul După dealuri a fost selectat pe lista scurtă de propuneri. Regizat, produs și scris de Cristian Mungiu, scenariul filmului se bazează pe romanele neficționale ale scriitoarei Tatiana Niculescu-Bran, care tematizează cazul exorcizării de la mănăstirea Tanacu din județul Vaslui. Lungmetrajul a avut premiera în mai 2012 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde Cristian Mungiu a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu, deși a fost propunerea României la Oscar pentru cel mai bun film străin în 2013 și a ajuns pe lista scurtă, nu a fost unul dintre filmele nominalizate.
Cosmina Stratan și Cristina Flutur, care interpretează rolurile principale, au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță în cadrul aceluiași festival. Mai departe în Cinemap avem Nu mă atinge-mă, Touch Me Not, o explorare personală a intimității, a inabilității unor oameni de a atinge sau de a fi atinși. Acesta ar fi, pe scurt, mesajul lungmetrajului de debut Touch Me Not, regizat de Adina Pintilie, cea care a și câștigat trofeul Ursul de Aur la cea de-a 68-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin. La granița dintre ficțiune, documentar și artă vizuală, experimentând curajos atât la nivel de conținut cât și de limbaj cinematografic, Nu mă atinge-mă este o investigare personală a ideii de intimitate, a nevoii umane de contact autentic. O femeie și doi bărbați aflați în căutarea intimității, pierdute în imensitatea rece a orașului, singurătățile lor se întâlnesc, întâmplător sau din voia destinului, într-o stranie încercare de contact. Un film românesc atipic, profund și emoționant, care are un loc bine meritat în lista de recomandări pentru Ziua Națională a României. Mai departe în Cinemap ne întâlnim și cu Metronom, un film de Alexandru Belc. Filmul de debut al regizorului Alexandru Belc se axează pe povestea de dragoste a doi liceeni care scriu scrisori la emisiunea Metronom de la Europa Liberă. Metronom a câștigat premiul pentru regie la secțiunea En sortant regard de la Festivalul de la Cannes 2012. Ulterior, el este nevoit să plece cu familia definitiv din țară, însă nu se așteptau ca ultimele zile să devină hotărătoare pentru întreaga lor viață. Un film despre maturizare, risc, curaj, transformat în frică și apoi în curaj, incertitudini și decizii dificile. Avem întâlnire în Cinemap și cu Colectiv, un film de Alexandru Nanau. Unul dintre cele mai bune filme documentare românești, Colectiv, regizat de Alexander Nanau, în 2019 urmărește o investigație a unor jurnaliști de la Gazeta Sporturilor despre corupția din sistemul de sănătate românesc care a cauzat dezastrul de la Clubul Colectiv. Pe scurt, spune povestea primului an de după incendiu, care a avut loc pe 30 octombrie 2015. A primit numeroase aprecieri de la critici, precum și premii, fiind pentru prima dată când un film românesc este nominalizat la două categorii de la premiile Oscar. Colectiv a câștigat în 2020 premiul Academiei Europene de Film la categoria Cel mai bun documentar. În 2021 a fost desemnat Cel mai bun documentar la Critics Circle Film Awards, premiile Cercului Criticilor de Film din Londra. Pelicula a fost desemnată propunerea României la premiile Oscar 2021 la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional și la categoria Cel mai bun documentar. La 15 martie 2021 a fost nominalizat de către Academia Americană și în iunie 2021 filmul a câștigat premiul Lux al Parlamentului European. Continuăm în Cinemap și ne întâlnim cu Poziția copilului, un alt film românesc câștigător al Ursului de Aur și premiului Fipreștii în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin în anul 2013. Povestea filmului Poziția copilului este una dură, dar despre iubirea dincolo de limite a unei mame pentru fiul său. Este unul dintre filmele românești în care emoția este sentimentul de bază și din care afli care sunt amprentele pe care părinții le lasă asupra personalității copiilor. N-aveam cum să nu ne întâlnim cu Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc. Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, adică Bad Luck Banging or Loony Porn, este un film românesc de comedie must-see din 2021, regizat de Radu Jude cu actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai și Andy Vasluianu în rolurile principale. Subintitulat Schiță pentru un film popular, lungmetrajul a câștigat Ursul de Aur în competiția oficială a celei de-a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, este vorba despre Berlinale, cât și titlul de cel mai bun lungmetraj la premiile GOPO. În film, profesoara Emmy își vede amenințate cariera și reputația după ce o înregistrare video personală erotică este distribuită pe internet. Forțată să se înfrunte cu părinții elevilor săi care îi cer demisia, Emmy refuză să cedeze în fața presiunii. Gata pentru astăzi, dragii mei. Eu sunt Ala Moga. Ne reauzim curând pentru o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM, desigur doar aici. Pe Kiss TV.
Pentru informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM.